La aproape o lună de la introducerea obligativității cardului la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Giurgiu, se mai află aproape 3.000 de carduri de sănătate tipărite, care așteaptă să fie ridicate de asigurați. Printre acestea sunt și 57 de documente electronice refuzate de giurgiuveni din motive religioase și primesc servicii medicale în baza unei adeverințe de înlocuire a cardului. În momentul de față avem returnate 2.723 de carduri, dintre care 807 carduri sunt primite de la alte case. Avem 785 de carduri pentru asigurații Opsnaj, avem 17 carduri primite de la Casa de Asigurări de Sănătate Dâmbovița și de la Casa Municipiului București 5 carduri. Majoritatea cardurilor aparțin persoanelor asigurate, dar care nu au medic de familie și care își pot ridica documentul doar de la CAS. Acest lucru este valabil și pentru asigurații casei Opsnaj. Vă pot spune despre cardurile pe care le-am primit pentru a le distribui asiguraților Opsnaj. Acestea nu au urmat medicul așa cum am procedat noi la Casa Județeană Giurgiu, au urmat adresa de domiciliu a asiguratului. Pentru asigurații Opsnaj care au domiciliu în județul Giurgiu să se prezinte la Casa de Sănătate Giurgiu pentru a-și ridica acest card. Zilnic, în medie, 12 giurgiuveni se prezintă la ghișeele CAS pentru a solicita cardul și în jur de 10 persoane declară cardurile pierdute și cer un duplicat. Doar o persoană sau două pe săptămână reclamă neactivarea cardului din cauza unor defecțiuni tehnice.